În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți frați și iubite surori, slăviți să fie Domnul. Amin. Știu că încă nu-i februarie, dar luna aceasta, februarie, cel puțin din două motive, este ceva aparte pentru lucrarea oastei. Și aceasta pentru că în februarie a fost înmormântat Părintele Iosif Trifa, în februarie a fost înmormântat și fratele Ioan Marin. Și aș vrea să vă pun înaintea inimilor un citat al fratelui Traian, ceea ce scrie fratele Traian despre fratele Ioan Marin în istoria unei jertfe în capitolul 2. Și citez. Până să ajung eu însă la Sibiu, a apărut și al doilea număr din foaie. Pe pagina 3 a acestui număr, ultim, scris de fratele Marini, m-a izbit titlul și scrisul Conștiințare de moarte, dincolo de poarta cea, tainică. Este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, Evrei 9:27. Am presimțit că își scrisese chiar pentru sine acest gând. O întâmplare neobișnuită, o boală, sunetul clopotului sau altceva ne face să privim spre poarta cea tainică, spre care, obișnuit, noi nu prea vrem să privim. Spre poarta cea tainică, poartă prin care fiecare din noi trebuie să trecem odată. Moartea. Moartea, ce taină ascunde ea, câte forțări de a scăpa de ea zadarnic. O lege mai tare decât noi ne ține în rânduiala ei cu o trăire nedezmințită. Este rândul fiecăruia să moară o singură dată. Vrei, nu vrei, ai să treci pe ușa care duce dincolo. Când? Aceasta nu o știi. Cei mai mulți pleacă atunci când nici nu se gândesc. Dar unde? Unde mergem? Ce este dincolo de poarta pe care scrie moartea? Iată un lucru cu care și-au bătut capul mii de oameni, mii de ani, fără a putea găsi un răspuns mulțumitor pentru conștiința lor. În vremile din urmă, oamenii învățați au găsit și inventat fel de fel de instrumente cu care au cercetat văzduhul, adâncimile pământului, fundul mărilor, tainele sufletului omenesc, n-au găsit însă niciun chip de a pătrunde cu ochianele lor dincolo de poarta care se numește moartea. Aceasta a rămas o taină pentru iscodirea minții omenești. Și dacă oamenii n-au fost în stare să dezlege această taină, ea n-a rămas ferecată în necunoscut. Un far puternic a luminat taina aceasta. El, Iisus Hristos, a venit de dincolo și a fost în măsură să ne spună tot ceea ce trebuie să știm. Iată cuvântul său fericit și mântuitor. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Ioan 5:24. Ce nădejde fericită pentru sfârșitul credinciosului lui Iisus. Și încheie fratele Traian, cred că aceste lucruri au fost ultimele pe care le-a mai scris fratele Marin. Ciudat cum presimte omul uneori. La o clasă a patra, la un moment dat, doamna învățătoare le dă o temă de compunere copiilor. Ce și cine este Dumnezeu? Cei mai mulți au mers repede cu gândul la zilele creației și au spus Dumnezeu a făcut toate câte le vedem, Dumnezeu le-a făcut toate bune câte le vedem, Dumnezeu a făcut florile, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a spus,
Dumnezeu a zidit. Ce a tras atenția însă învățătoarei este compunerea mai aparte a unuia dintre copii. Și învățătoarea îl invită pe copilași înaintea clasei să-și citească compunerea. Aș vrea să vă spun doar pe scurt că el spunea că în fiecare dimineață mama lui, înainte de a pleca la școală, îi pregătește o cană cu ceai. Și spunea copilașul, pentru mine Dumnezeu este ca și zahărul. Dacă mama pune zahăr în ceai, ceaiul meu este dulce. Nu văd zahărul în ceaiul acela, dar îl simt că e dulce. Și când mama nu pune zahăr, ceaiul e amar. Și știu că zahăr nu este în ceaiul acela. Acum, dragii mei, parafrazând ceea ce a scris copilașul acesta în compunerea sa, n-aș vrea să vă întreb cât zahăr aveți în viețile dumneavoastră, ci aș vrea să vă întreb cât Dumnezeu aveți în viețile dumneavoastră. Au trecut în viața aceasta, pe pământul acesta, părintele Iosif, fratele Traian, fratele Ioan Marini, amintindu-i doar pe ei, dintre mulți și mulți alții, care ne-au învățat, s-au străduit să ne lase ca un testament cum să-L avem pe Dumnezeu în viețile noastre. Și mă întreb pe mine și stau înaintea dumneavoastră cu aceeași întrebare. Cât îl avem pe Dumnezeu în viețile noastre? Știți de ce, dragii mei? Am impresia, cel puțin despre mine, poate și unii dintre dumneavoastră, ne imaginăm într-un fel aparte relația noastră cu Dumnezeu. Și avem am eu impresia că din cauza unor lucruri extraordinar de mărunte pe care am impresia că zgrozave în viața mea, are Dumnezeu ceva datorii la mine și nu-i deloc așa, dragii mei. Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi să ne lăsăm cu toată ființa noastră în mâinile Lui. Vrea Dumnezeu să încredințăm viața noastră. Vrea Dumnezeu să încredințăm ziua de mâine. Vrea Dumnezeu să îl lăsăm să ne conducă viața. Și dacă vom ajunge vreodată la această nădejde și la această credință, dragii mei, îl vom simți pe Dumnezeu în viața noastră așa cum spunea copilașul acesta că își simte zahărul în ceaiul de dimineață. La urma urmei însă, dragii mei, ce înseamnă să umbli împreună cu Dumnezeu? La urma urmei, ce înseamnă, dragii mei, să știi că ești al lui Dumnezeu și să știi că Dumnezeu e al tău. Ce înseamnă toate acestea, dragii mei? Oare nu grija de cel de lângă noi? Oare, printre altele, nu aceasta înseamnă umblarea cu Dumnezeu, să porți de grijă și celui de lângă tine? Ce înseamnă să porți de grijă celui de lângă tine? Vreau să vă întreb altceva. Deși la vremurile pe care le trăim este foarte sensibil ceea ce încerc să vă spun acum, dragii mei. Se duce o mamă la Domnul Iisus să-L roage pentru fiica ei. Oare Domnul Iisus nu cunoștea frământarea mamei acesteia? Oare Domnul Iisus nu știa că fiica acesteia e frământată de un demon? De ce o întinde atâta Domnul Iisus? De ce o frământă într-atâtea? De ce îi spune Domnul Iisus
în atâtea feluri femeia acesteia. Și femeia aceasta de ce nu-și pierde nădejdea? De ce după începutul discuției, după ce de la început Domnul Iisus îi vorbește în felul în care a vorbit, de ce n-a spus femeia aceasta, asta e, am încercat, nu se poate, o-i face eu cumva? De ce femeia aceasta nu era pregătită să renunțe la Hristos? Pentru că, dragii mei, cred că femeia aceasta, mama aceasta, avea cultivată în casa ei, în familia ei, o relație extraordinar de apropiată de fiica ei. Și aș vrea să vă întreb, cum sunt relațiile noastre cu copiii noștri? Oare, dragii mei, faptul că împărțim aceleași case cu ei, e totul în regulă? Faptul că împărțim aceleași paturi, faptul că din când în când cel puțin călătorim în aceleași mașini, faptul că probabil doar din când în când mai stăm la aceleași mese și mâncăm aceleași bucate împreună cu copiii noștri, fac ca totul să fie în regulă? Care e relația noastră cu copiii noștri, dragii mei? Cum a ajuns femeia aceasta să-și dea seama că fiica ei are o problemă? Doar pentru că locuiau în aceeași casă? Doar pentru că ședeau împreună din când în când la masă? Sau pentru că între această mamă și fiica ei era ceva mai mult decât atât? Îmi place să cred că în familia femeii acesteia și în familiile noastre sunt momente în care se duce mama la fiică, se duce fiul la tată și încearcă să-i spună altceva decât am nevoie de o haină, am nevoie de un caiet la școală, am nevoie de asta, am nevoie de asta la altă. Se duce fiica la mamă, se duce fiul la tată și spune, mă frământă lucrul acesta și nu știu cum să ies la capăt. Am o deznădejde în viața mea. Am o frământare în inima mea. Am o tulburare în mintea mea. Și aș vrea să mă ajut să ies din starea aceasta. Și, dragii mei, mă întreb pe mine și vă întreb cu îndrăzneală pe dumneavoastră, au loc asemenea discuții în familiile noastre? Și de câte ori, dacă e așa, alergăm să ne plecăm genunchii la rugăciune și să-i spunem Domnului nostru Iisus Hristos, cu alte cuvinte, probabil, Doamne, fiica mea, fiul meu, este frământat. Și nu e așa că întâmplându-se lucrurile acestea și stările acestea în casa noastră și în familiile noastre, Domnul Iisus procedează la fel. Atât o întinde cu răspunsul și atât întârzie cu ceea ce am vrea noi să facă bun și frumos copiilor noștri, încât uneori probabil că ne vine să renunțăm. Și să le spunem și noi copiilor noștri, știi ce am impresia? Că lucrul ăsta e imposibil să se rezolve. Femeia aceasta nu renunță. Și nici noi, dragii mei, n-am fost învățați să renunțăm în rugăciunile noastre. Căci dacă ar trebui să spună despre mine Domnul Iisus, fiul tău, fiica ta, s-a făcut bine, du-te în casă, în seama credinței mele,
ce ar putea să spună de fapt Domnul Iisus? Pe seama credinței dumneavoastră, ce ar putea să spună Domnul Iisus, dragii mei? Cred că nu-i suficient să fim convinși că este destul zahăr în viețile noastre, nu-i destul să știm că este destul Dumnezeu în viețile noastre, ci trebuie să fim cu multă, multă luare aminte dacă acest zahăr și acest Dumnezeu este în viețile copiilor noștri. Dacă Dumnezeu este prezent acolo în viețile lor. Ascultați-i. Întrebați-i. Rugați-vă împreună cu ei. Nu contează vârsta. Citiți împreună cu ei. Nu contează vârsta. Și dragii mei, o spun și acum, la fel ca și altă dată. Am văzut că cea mai mare bucurie a fraților este să fie împreună cu copiilor prezenți în adunare. Și de-a lungul vremii am văzut și în viața familiei noastre. Și pentru noi asta e cea mai mare bucurie. Să umblăm cu toți, deodată, împreună cu Hristos. Avem însă parte binecuvântarea, dragii mei, să verificăm din când în când starea aceasta noastră, viața noastră, trăirea noastră aici, în casa Domnului. Fie la liturghie, fie la adunare, fie la vecernie, fie cu orice prilej care ni se oferă. Dar suntem noi pregătiți și suficient de corecți cu noi înșine ca să facem această verificare? Să vedem cât este Dumnezeu în noi, să vedem cât este Dumnezeu în familia noastră? Dragii mei, femeia a plecat binecuvântată acasă. Fiica ei s-a făcut bine. Aș vrea din toată inima și ai noștri copilași și prunci să umble sănătoși în Hristos și noi întotdeauna, stând plecați la rugăciune, să simțim că suntem vindecați și răscumpărați din păcatele în care am trăit odinioară. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.